versetul care a fost citit la timpul de închinare, Zaharia 9:9. Saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprionit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Amin. Toți cei patru evangheliști apoi, în ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim, au înțeles că aceasta este profeția care se împlinește și au citat-o. Prin excelență, dacă ați fost atenți la ceea ce spunea Dumnezeu prin gura profetului Zaharia, această sărbătoare a fost destinată să fie o sărbătoare a bucuriei. Strigă de bucurie fiica Ierusalimului, saltă de veselie fiica Sionului. O sărbătoare extraordinară în care ar trebui să existe bucuria. Din nefericire, Domnul Iisus a și plâns într-o astfel de zi. Dar așa cum o să vedem în finalul mesajului, repetând că odată sărbătoarea n-a fost destinată pentru lacrimi, ci pentru bucurie. Lacrimile, plânsul, sunt alternativa celor care au dat cu piciorul în argumentele, în șansa lor de a se bucura. Deci într-o zi ca și aceasta nu poți sta la mijloc, ori te bucuri cu adevărat, ori plângi. Crunt, amar. Este decizia noastră. Este alegerea pe care o facem într-o astfel de zi. Înainte de primul război mondial, undeva în Europa, într-o gară mare, un tren se pregătea de plecare. Vagoanele erau pline cu oameni. Și-a năvălit pe peron un om care striga disperat. Rubinstein, Rubinstein. De-a lungul trenului. Și nu se uita nimeni. Și la un moment dat, un tânăr, când omul acesta striga Rubinstein, a scos capul pe geam. Și omul acela, când l-a văzut, s-a dus repede la el și i-a tras două palme. Roșu ca racul, ca focul. Omul s-a retras în compartiment și bineînțeles că toți oamenii au început să râdă de el. După ce râsul s-a mai temperat, el s-a uitat și a început să râdă el. Și oamenii au fost nedumeriți. Zice, dar ai luat două palme. Zice, cum de râzi? Păi zice, l-am păcălit. Că nu sunt eu, Rubinstein. E tare ciudat să te bucuri, să ai argumente, să te bucuri pentru o sărbătoare care poate nu este a ta. Nu este suficient să-mi spui de eu mă bucur. Dacă n-ai argumente. Care sunt argumentele bucuriei tale? Pentru că, din punctul lui Dumnezeu de vedere, ceea ce spune aici Dumnezeu prin gura profetului și s-a întâmplat într-o zi ca aceasta, sunt de fapt argumentele bucuriei poporului Domnului. Nu oricine are privilegiul de a se bucura de această măreață sărbătoare. Așa că sărbătoarea floriilor este o sărbătoare a bucuriei, măsura în care avem argumente solide care să motiveze bucuria noastră deportantă și să spunem, eu mă bucur pentru asta. Și să aibă acceptul cuvântului lui Dumnezeu. Altfel, dacă bucuria este lipsită de argumentele cuvântului, aceea nu este bucuria autentică, statornică și nici susținută și agreată de Domnul. Scurt vă spun că Zaharia a fost unul dintre profeții după exil, după venirea din robia babiloniană, care a profețit alături de Hagai. Starea poporului era dezolantă, poporul era lipsit de speranță din cauza condițiilor sociale, politice, economice și spirituale. Toți se uitau în urmă și spuneau că în urmă a fost mai bine, priveau cu nostalgie înspre zilele de glorie, înspre vremurile în care au fost un popor puternic și prosper, pe vremea lui David, a lui Solomon. Priveau cu nostalgie spre vremurile acelea. Însă Dumnezeu îl folosește pe Zaharia să vină și să spună
că de fapt ceea ce este mai frumos stă înaintea lor. De multe ori, în calitate de copii ai Domnului, avem această perspectivă ciuntită oarecum. Ne vorbim de vremuri trecute, cum era atunci, așa mai departe, fără să pricepem că dacă suntem în mâna Domnului, și e o provocare pentru noi astăzi să înțelegem, vremurile mai bune nu stau în spatele nostru, ci stau înaintea noastră. Amin? Înaintea noastră, cam palid, amin. Că înaintea noastră stă cerul, stă gloria, stă întâlnirea cu Hristos, răsplata din cer și domnia veșnică. Amin? Amin. Cele mai frumoase lucruri stau înaintea noastră. Și dincolo de evidențele, asta era mesajul lui Zaharia, că dincolo de evidențele unui prezent dificil, ei sunt îndemnați să privească spre viitorul glorios pe care Dumnezeu îl pregătise pentru ei. Și viitorul, spunea profeția, avea să-l aducă pe scena istoriei pe Mesia, astfel că speranța lor ultimă trebuia să fie ancorată în realitatea că Mesia va veni să-i răscumpere. Și Dumnezeu îi chema să aibă o inimă plină de bucurie datorită împăratului care avea să vină. Acum, deși Dumnezeu la vremea potrivită și-a exprimat clar intenția de răscumpărare, când a venit Mesia de adevăratelea, ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut poporul? Poporul a dat cu piciorul și cu ciocanul a dat în cuiele crucii în această șansă de răscumpărare. Chiar dacă primii credincioși au fost evrei, știm lucrul acesta, cu toate acestea, noi nu putem vorbi până astăzi de o întoarcere a evreilor ca popor la Domnul. De o întoarcere în masă. Scriptura ne spune că deși Dumnezeu n-a abandonat poporul evreu, biserica este noul popor ales al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Desigur, departe de a fi o anexă a istoriei răscumpărării, așa cum cred unii, biserica a existat în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Nu numai la un moment dat al istoriei. Desigur, la un moment dat al istoriei, ce s-a întâmplat a fost că destinul evreului și al păgânului devenit credincios se întâlnesc și se unesc în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Chiar dacă noi privim și credem că va exista o întoarcere semnificativă a evreilor înspre Dumnezeu și noi credem că lucrul acesta se va întâmpla în viitorul apropiat, la Rai nu sunt mai multe porți decât una singură prin Domnul Iisus Hristos și ei vor trebui să se pocăiască în același fel cum se pocăiește orice om. Uitați ce spune Pavel despre lucrul acesta în Efeseni 2 de la 11. Voi care erați altă dată neamuri din naștere, numiți de teață împrejur, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, ca să facă pe cei doi să fie însuși un singur om nou, făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erau departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Amin. Amin. Deci la un moment dat, prin Domnul Iisus Hristos, istoria evreului credincios se împletește cu acelui, cu păcânului, cu acelor dintre neamuri, cu noi, care vin la pocăință și la ascultare de Domnul Iisus Hristos. Și acum, din această perspectivă, frați și surori, Biserica Domnului are toate argumentele să se bucure, să se manifeste plină de entuziasm și de veselie debordantă. Nu uitați, mesajul este acesta, saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, saltă de veselie, strigă de bucurie, într-o lume care nu se mai știe bucura cu adevărat, care a pierdut noțiunea adevărată de bucurie, noi,
în calitate de copii ai Domnului. Ne știm bucura și suntem încurajați să devenim ca biserică purtătoare a standardului bucuriei bazat pe argumentele furnizate de Dumnezeu însuși. Hristos Împăratul vrea și într-o zi ca astăzi să-și scoată biserica, vorbesc la modul general, din starea de apatie, de amorțeală, de disperare, de indiferență, de păcat, poate, de teamă, de formalism, dezvăluindu-i argumentele bucuriei pentru cei care sunt poporul Domnului. Care sunt aceste argumente? Noi trebuie să ne știm. Nu este vorba de o bucurie numai din aceasta, când vine o sărbătoare, se prefigurează mâncare bună și așa mai departe, zile libere și toate acestea, ci în mod evident. Uitați care erau argumentele bucuriei poporului Domnului. Primul argument al bucuriei era prezența Împăratului. Iată că Împăratul tău vine la tine, spunea profeția. Până în ziua aceea, Împăratul a fost doar promis. Deși la momentul în care a fost făcută profeția, Împăratul nu avea să-și facă încă apariția. Au mai trecut cel puțin 400 de ani până avea să vină Împăratul. Cu toate acestea, ca formă de exprimare, se folosește prezentul, deoarece venirea sa era o certitudine care nu putea să fie înlăturată de nimeni și de nimic. Și o să vedem că există locuri în Biblie în care, oarecum, Biblia face această încalcă peste această regulă de gramatică când folosește prezentul, deși se referă la viitor. Și, într-adevăr, în ziua floreilor, Împăratul și-a făcut apariția. A fost o apariție surprinzătoare, neașteptată, neprevăzută de cei mai mulți. Venirea Împăratului nu era numai anunțată, ci Împăratul era chiar acolo. Din nefericire pentru ei, am spus la început că evreii atunci nu s-au știut bucura de prezența Împăratului. Pentru că acesta n-a împlinit așteptările lor, l-au condamnat. L-au condamnat la moarte. Fără să știe că până și răzvrătirea lor nu făceau decât să împlinească planul lui Dumnezeu. Dragii mei, astăzi, în calitate de copii răscumpărați ai Domnului, în calitate de popor al Domnului, noi suntem cei care trăim realitatea prezenței Împăratului. După învierea Lui glorioasă din morți, Hristos însuși a făcut de cunoscut acest adevăr. Și înainte de a pleca la cer, ce le-a spus ucenicilor? Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Motivul bucuriei noastre astăzi, acum și aici, este că Iisus Hristos Împăratul este prezent. Slăvit să fie numele Lui. Desigur, deocamdată, Hristos Împăratul este prezent doar în sens spiritual. Dar asta nu este puțin lucru. Mai corect ar fi fost să zic, nu doar în sens spiritual, ci în sens spiritual. Pentru că chiar dacă nu putem vedea cu ochii fizici, noi știm că El este aici. De fapt, promisiunea Domnului a fost numai când a zis, unde sunt doi sau trei în numele Meu. Ce a spus El? Eu sunt în mijlocul lor. Dar va veni o zi în care prezența Lui nu va fi numai de ordin spiritual, ci va fi prezență plenară, inclusiv prezență fizică. Atât de sigură este, frați și surori, această realitate, încât, așa cum în vremea lui Zaharia, Scriptura și-a permis să folosească un prezent, când a spus că Împăratul vine, pentru că și cu privire la a doua venire, Scriptura își permite să folosească tipul prezent, o acțiune care va avea loc în viitor. Apocalipsa 1:7. Iată, El vine pe nori, spune cuvântul Domnului. El n-a venit încă, dar atât de certă este această realitate că Iisus Hristos vine să fie cu biserica Lui pentru totdeauna și să-și ia biserica în glorie, încât nu poate fi contestată de nimeni și nimic. Niciun lucru de pe acest pământ n-ar trebui să producă în noi mai mare bucurie ca realitatea de necontestat că Împăratul este prezent aici. Nicio problemă. Aceasta este implicația. Pentru cei care astăzi stau, poate, și eu n-am motiv și vă spune, eu numai cu jumătăți de măsură.
frate și soră, dacă ești copil al Domnului, nicio problemă cu care ne confruntăm sau ne-am putea confrunta nu ar trebui să știrbească bucuria faptului că Împăratul este prezent. Slăvit să fie numele Lui. Cel mai singur sau cel care se simte singur, pentru că te poți simți singur, dar în calitate de copil al Domnului nu ești singur. În cea mai neagră noapte a sufletului tău, în singurătate, acolo unde îți duci zilele de fiecare zi, pentru copilul Domnului nu este valabilă afirmația că n-am pe nimeni. Bucuria este argumentată de faptul că pentru poporul Domnului Împăratul este prezent. Domnul este aici. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Așa că tu, o cămară întunecoasă, rece sau cum vrei, singură, tu poți să înțelegi că locul acela este plin de prezența lui Dumnezeu. Hristos a promis, Împăratul a promis că este în mijlocul nostru. De aceea, într-o zi ca astăzi, ne reamintim că pentru copiii Domnului cel mai mare argument de bucurie este prezența Împăratului. Slăvit să fie Domnul. Al doilea argument, îl găsim, de fapt toate sunt în același verset. Iată că Împăratul cui? Zice, Împăratul cui? Al tău. Ce face? Vine. Dar unde vine? Unde vine? La tine. Sau la tinule. Hai să zicem altfel. Împăratul tău vine sau Împăratul meu vine la mine. Oh! Împăratul tău vine la tine. Asta este o constatare. Asta este o constatare de reporter. Este un articol de ziar. Dar Împăratul meu vine la mine. Aceasta este istorie de mântuire. Slavă Domnului! Pentru toți cei care pot spune și se pot bucura de adevăratelea, Împăratul n-a venit doar în lume, ci Împăratul Hristos vine să locuiască în inima mea. Aleluia! Amin! Orice împărat are o împărăție. Iar cei peste care împărățește Hristos sunt împărăția sau proprietatea Lui. Într-o definiție simplă, aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Teritoriul peste care domnește Hristos. Toți cei care cred în Hristos și au fost mântuiți prin jertfa Lui, au devenit proprietatea Împăratului. Așa că, în al doilea rând, argumentul pentru bucuria copiilor Domnului nu este doar prezența Împăratului, ci faptul că ei, copiii Domnului, sunt proprietatea Împăratului. Împăratul vine la noi. Și și mai personalizat, Împăratul vine la mine. Slăvit să fie Domnul. Amin. Spune Pavel în 2:12, Hristos s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod, un popor, care să fie al Lui. Același lucru îl spune Petru, 1 Petru 2:9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al Lui. Din nou, ideea de proprietatea Lui. Tu ești proprietatea lui Dumnezeu. Cum să nu te bucuri când știi ce argument solid, ce argument extraordinar pentru bucurie. De ce mă bucur? Pentru că sunt proprietatea lui Dumnezeu. Argumentul bucuriei noastre este că Împăratul se declară, ne declară proprietatea Lui. Noi am devenit teritoriul peste care domnește Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Acesta este un argument extraordinar pentru ca inimile noastre să tresalte de bucurie. Ce alt lucru s-ar putea întâmpla în viața ta să știrbească bucuria? Suntem aleșii Domnului. Hristos este Împăratul nostru. El a venit special ca să domnească în inimile și în viețile noastre. Binecuvântat să-i fie numele. Tocmai de aceea, în Apocalipsa, la capitolul 1, în introducere, în versetul 5-6, spune, din partea lui Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui, care ne-a spălat cu păcatele, de păcatele noastre, cu sângele Său, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea vecii vecilor. Amin. Și de aici, dragii mei, absolut toată motivația pentru viață sfântă, care să-L onoreze pe Dumnezeu, vine din acest statut pe care îl avem în ochii Domnului. Suntem proprietatea Împăratului.
Suntem o împărăție de preoți puși deoparte pentru Dumnezeu Tatăl. Vedeți? Dacă ești răzvrătit, te comporți ca un răzvrătit. Dacă ești slugă, te comporți ca o slugă. Fiul mare și el era nemântuit. El era fiu, practic. Dar când a venit ziua în care să-i reproșeze tatălui, știți ce a zis? N-a zis că nu-i fiu, dar a zis eu slujesc ca un rob. Argat, ca un rob. El așa vedea. Că este rob. Dacă ești fiu, te comporți ca fiu. Dacă ești de fiță nobilă, te comporți ca un prinț. Pentru că știi că ești proprietatea împăratului. Acesta este argumentul bucuriei. Ne bucurăm astăzi, dar nu numai așa, ca omul acela de tren care a luat parte. Râdem și noi de ceilalți și apoi ne căutăm, facem sofisme. Noi știm de ce ne bucurăm. Știm în cine credem. Ne bucurăm de prezența împăratului. Ne bucurăm că suntem proprietatea împăratului. Împăratul a venit, nu numai a venit, ci împăratul meu a venit la mine, slăvit să fie Domnul. Și în al treilea rând, ne putem bucura de planurile împăratului. Argumentele, se spune de ce vine împăratul, argumentele bucuriei sunt bazate pe realitatea că împăratul vine la noi cu planuri mărețe. Am citit din Apocalipsa despre a doua venire a lui Hristos, am spus că vine pe nor, dar adaugă și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor poci din pricina lui. Acolo nu se spune, de fapt toată cartea arată că o singură seminție nu se va poci. Care seminție? Proprietatea împăratului, cei care sunt ai Domnului, nu se vor poci. Ei când vor sta și vor vedea că vine Iisus, o ce de mult te-am așteptat și am plâns și am strigat să vină ziua aceasta. Amin. Amin. Dar avem ca al treilea argument pentru care ne bucurăm ca și în calitate de copii ai Domnului pentru planurile împăratului. Are planuri mărețe când vine împăratul. Și când ne sunt descoperite aceste planurile împăratului, toate au ca efect că noi trebuie să dăm de numai dacă ești de piatră. Dacă nu ești născut din nou, planurile acestea te lasă rece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate împărat. Câteva dintre planurile, nu le numesc de toate. Dar împăratul are planul să ne cucerească. Prin natura pe care o avem, noi ne spune Biblia că noi suntem împotrivitori lucrării lui Dumnezeu. Asta este dovadă că în prima zi când ne-am născut și după aceea când am știut vorbi, noi n-am cerut. Priata am zis, așa ne-am ridicat mâna și am zis, vrem să participăm la catecheză. Ne vrem să ne pocăim. Noi, o perioadă din viață, eu mai mult, voi mai puțin, am forări. Am umblat pe drumurile noastre. A trebuit ca Dumnezeu să lucreze la inima noastră, să ne cerceteze, să ne vorbească. Nici noi și nici asupritorii noștri, păcatul, diavolul, firea pământească, lumea, nu se predau atât de ușor. Tocmai de aceea, din acest motiv, Hristos a trebuit ca să ne cucerească prin luptă. Și ce a fost la cruce a fost, de fapt, o bătălie. Nu există bătălie mai mare care s-a repurtat în univers. Da? Bătălia de la Golgota, de la cruce. Cine a biruit acolo? Iisus Hristos, slavă Lui! Și uitați ce spune. Tocmai din acest motiv Hristos este decis și a fost decis să ne smulgă din împărăția aceea nenorocită în care am zăcut. Galatenilor 4 scrie că El, Hristos, a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest viac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. De asemenea, un alt plan măreț al Împăratului a fost să ne mântuiască. El ne cucerește
pentru sine sau cu scopul de a ne mântui de păcate, de a ne elibera de jugul robiei păcatului. El nu vrea ca să ajungem în iad. Și versetul cheie al Evangheliei după Luca, 19 cu 10, spune: pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și noi eram printre aceștia. Slăvit să fie Domnul, că planurile împăratului s-au împlinit cu noi. Să ne cucerească, să ne mântuiască. Apoi un alt plan a fost ca să ne ofere pacea. Și în cea de-a șaptea fericire, duminica trecută, în predica de pe Muntea Domnului, am văzut ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos a adus pacea. De asemenea, împăratul are planul să ne stăpânească. Acum, ideea de a îi stăpâni, îi sperie pe oameni. De ce? Că mai repede facem conexiuni cu tot felul de oameni care ne-au asuprit de-a lungul timpului. Și omului nu-i place ideea. Niciodată n-a ajuns lumea să se bucure de libertate așa cum se bucură astăzi. Sigur că este o libertate pe care, în calitatea de oameni nemântuiți, nu știu folosi oamenii în favoarea lor și ea se va întoarce împotriva lor. Asta este o altă treabă. Dar vestea că suntem stăpâniți de Domnul n-ar trebui să ne sperie, ci să ne bucure. Deoarece stăpânirea Lui nu înseamnă nenorocire, ci înseamnă binecuvântare. De fapt, omul care a umblat prin lume și a stăpânit el peste el și a fost propriul stăpân, știe despre ce este vorba. Știe că viața dată de Dumnezeu o faci praf, o faci țândă. Și când vii la Hristos, tocmai asta, zici: Doamne, ia bucățile, sau Domnul este dispus să ia bucățelele, să le aducă împreună și să ne refacă viața. Domnul Iisus a spus lucrul acesta. Și predica Petru în fapte să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe Cel pe care L-ați răstignit voi. Domn, în primul rând. Stăpân. Iar când Hristos ne-a chemat la El, ca să nu se teamă nimeni. Știu că mulți refuză să vină la pocăință, că vor trebui să asculte de Hristos, că le va schimba regulile vieții. Toate acestea sunt adevărate. Dar nu îți va fi mai rău, îți va fi mai bine. Când Iisus Hristos vine ca împărat și scopul Lui anunțat, planul Lui este să ne stăpânească, El zice: veniți la mine, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, slavă Domnului! Jugul dracului este greu, jugul lumii este greu, că trebuie să se îmbrie pe nimic. Trebuie să te cotizezi, să mergi, să faci și la sfârșit te alegi cu mâinile goale. Cum să nu fie jug greu? Dar jugul Domnului este bun, este ușor. Binecuvântat să fie numele Lui. Cum să nu strigăm de bucurie când știm că Împăratul vine cu asemenea intenții? Cum să nu ne bucurăm, frați și surori, când știm că El vrea să ne smulgă din mâna celui rău, că vrea să ne mântuiască și că poate face lucrul acesta în chip de săvârșit. Că vrea să ne ofere pacea pe care nu o puteam obține nici într-un fel. Și că vrea să ne ia în stăpânirea Sa, oferindu-ne un jug bun și o sarcină ușoară. Ce ne rămâne este să acceptăm cu bucurie domnia și stăpânirea Lui peste noi. Și să spunem: Doamne, pe noi planurile Tale ne bucură. Când aflăm planurile Tale, și știți ce spune? Încă din Vechiul Testament, spunea Domnul: eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi. Planurile pe care le-am. Gânduri de pace. Și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Acestea sunt planurile Domnului. Și încă de pe vremea lui Isaia, când i-au făcut cunoștință cu planurile Domnului, știți ce au zis? N-au zis nu le vrem. Isaia 26 cu 13. Este, poate fi rugăciunea celor care acceptă planurile Domnului în viața lor. Doamne Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi. Dar acum, numai pe Tine și numai numele Tău îl chemăm. Amin. Amin. O, facă Domnul să putem spune la fel. Doamne Dumnezeul nostru, alți stăpâni au stăpânit peste noi în afară de Tine. Dar acum numai pe Tine te vrem să fii Domnul și Stăpânul nostru. Amin. Amin. Alt motiv al bucuriei poporului Domnului. Purtarea Împăratului. La patrulea rând mi se spune aici în verset că
Împăratul este neprihănit. Este neprihănit și, din nou, două calități paradoxale alăturate împreună. Neprihănit și smerit. Călare pe un măgar, pe un mâns, pe mânsul unei măgărițe. Nu mai predic despre asta. Este evident că un cuceritor întotdeauna așa a venit. Și Mihai Viteazul când era cu o pită mare în Alba Iulia, tăpăcarul a fost. Și, dar pe măgar nu e posta mare. Măgarul este mai aprede. Măgar. El nu-i pentru a te da mare, a fi mândru, a fi sebeț. Când ai planuri de-astea, cumpără scaun. Când vrei să rămâi la cele smerite, rezumă-te la măgar. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Argumentele bucuriei celor răscumpărați sunt pe deplin justificate datorită purtării ireproșabile a împăratului. Și două calități ies în evidență aici, în purtarea lui, care are legătură directă, au legătură directă cu noi. Că împăratul este neprihănit, adică cu desăvârșire sfânt și drept, un astfel de împărat nu dezamăgește. Un astfel de împărat face dreptate. Un astfel de împărat se califică să ne răscumpere și să ne mântuiască, dacă este neprihănit. Și numai un asemenea împărat ne poate oferi și nouă statutul de neprihăniți. Altfel nu am putea, n-ar putea, numai după cum este, să ne facă și pe noi. Dar dacă este desăvârșit, dacă este neprihănit cu desăvârșire sfânt, ne poate face la fel, slavă Lui. Și este smerit împăratul. De regulă, împărații sunt mândri. Sunt plini de aroganță. Împăratul nostru, frați și surori, acesta este motiv de bucurie. Are un caracter cu totul diferit. Stați un pic, că de fapt el era singurul care era justificat să se mândrească. Era Dumnezeu. Este Dumnezeu. El a ales să fie smerit. Ori tocmai smerenia a făcut posibil accesul nostru la El. Smerenia sa este asigurarea că noi ne putem apropia de El cu încredere. Dar smerenia ne învață și pe noi cum să trăim în lumea păcatului. Frați și surori, Hristos a venit pe pământ în primul rând să fie jertfă, jertfă de isfășire. Dar în același timp Hristos a fost și model. Slăvit să fie numele Lui. Și într-o lume din care lipsesc exemplele demne de urmat, noi avem înaintea noastră exemplu perfect pe care să-L privim și să-L imităm. Amin. Motivul de bucurie al copiilor Domnului, argument de bucurie, solid, este purtarea împăratului. Uite cum a venit să se poarte împăratul cu noi. Și de aceea noi suntem chemați să ne manifestăm cu bucurie și bucuria să domnească în inima noastră. Și un ultim argument care să ne facă pe toți să sărim în sus de bucurie. Uite când în mod clar Scriptura ne poruncește să avem o astfel de bucurie exuberantă puterea împăratului. În două cuvinte este exprimată. El este cum este? Biruitor. El este biruitor. Și la un verset după arată cum va birui. Versetul Zaria 9 cu 10. Va nimici carele de război din Efraim și cai din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Amin. Amin. Avem argumente solide pentru a justifica bucuria noastră având în vedere că împăratul nostru este victorios. Ca să poată aduce pacea și să poată stăpâni de la mare la alta, împăratul, spuneam înainte, va trebui să învingă prin luptă. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Ne putem bucura știind că împăratul nostru este atotputernic. Frați și surori, ne putem bucura știind că avem un împărat care are toată puterea și toată autoritatea în cer și pe pământ. Domniile și stăpânirile din locurile cerești nu-i pot sta împotrivă. Împăratul nostru a biruit prin moarte. Împăratul nostru a biruit prin înviere. Împăratul nostru a biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit întunericul și l-a biruit pe diavolul. Amin. Spune Pavel în Coloseni 2:15,
a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cale înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Slăvit să fie Domnul! Așadar, poporul Domnului, noi cei care formăm poporul Domnului, avem toate argumentele să ne putem bucura cu o bucurie negrăită și strălucită. Dacă nu te bucuri și ești copil al Domnului, tu păcătuiești. Pentru că nu pricepi argumentele pe care ți le aduce în față Scriptura și le aduce Împăratul. Ne bucurăm de prezența Împăratului, ne bucurăm că am devenit proprietatea Împăratului, ne bucurăm conștienți de planurile Împăratului, ne bucurăm cunoscând purtarea Împăratului și ne bucurăm fiind părtași la puterea și la biruința Împăratului. De aceea, Psalmul 9 este un psalm care anticipează această realitate și cheamă la bucurie. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalte. Am spus la început că la Florii se vorbește și despre lacrimi. Deoarece Iisus a plâns. Vreau să vă spun însă că lacrimile au apărut în momentul în care oamenii au respins toate argumentele bucuriei. Floriile n-au fost destinate să fie o sărbătoare a lacrimilor. La Florii n-ar trebui să amintim lacrimile, le amintim numai unde există nepocăință. Când oamenii se pocăiesc și devin popor al Domnului, lacrimile se șterg, lacrimile se duc. Slăviți să fie Domnul! Când nu vrei să te bucuri cu Domnul și de Domnul, abia în acel moment trebuie amintite lacrimile disperării, adică a stării fără Domnul. Se poate întâmpla să fie aici cineva care să, pentru care merită plâns. Și pentru care există numai plânsul, îi se potrivește. Și are toate argumentele să plângă. Deci un cuvânt de mângâiere din partea Domnului, cine se întoarce cu spatele spre Domnul. Poți, cu adevărat, să te bucuri de prezența Împăratului? Vine Împăratul. Este vorba paradigmatic, indiferent că a venit prima dată sau a doua oară, despre felul în care vine Împăratul și ce este Împăratul pentru tine. În timp ce pentru unii prezența Împăratului va fi bucurie, pentru alții va fi groasă. Depinde ce ești. Dacă ești proprietatea Împăratului, te poți bucura. Dar întrebarea, frați și surori, este cum ne comportăm ca proprietatea Împăratului. Nu cumva ca proprietatea Împăratului ne-am uitat prioritățile? Am uitat pentru ce să trăim cu adevăratele? Nu cumva ne-am întors cu spatele spre Împăratul și stăm cu fața spre lume? Săptămâna aceasta mi-a fost dat să aud o întâmplare recentă care m-a îngrozit și m-a făcut să plâng înaintea Domnului. Familii denumiți credincioși, cu afacerea lor, au și ei robute un ABC-ul. Și a devenit Dumnezeul lor. Ziua vând și noaptea îl păzesc. Să nu vină cineva să le fură, să le fure lucrurile de acolo. Tocmai au aflat că fetița lor de 12 ani este însărcinată. Ocupați, i-au dat pe mâna televizorului și pe mâna internetului. Și fata lor de 12 ani este însărcinată cu fratele de 14. Și acum ei umblă urlând, ținându-se de cap. Ne-am grijit și ne-am păzit ABC-ul. Și da, știu să ne păzim copiii. N-am înțeles că suntem proprietatea Domnului. Ce păzești? De ce te uiți? Și unde este inima ta și unde sunt ochii tăi? Fii atent, păzește-i bine pe alții. Vechează-i să nu facă prostii. Supraveghează-i bine. Și o să vezi ce se va întâmpla în casa ta și în familia ta. I-am păzit pe alții. Era și cântarea din cântarea cântărilor. Și via frumuseții mele n-am păzit-o. Îi știu păzi pe alții și nu-mi știu păzi propria sfințenie și frumusețe. Doamne, iartă-ne! Cum să ne putem bucura dacă ne-am schimbat prioritățile și am uitat
că noi suntem bunul tău mai de preț, suntem proprietatea ta. Când aflăm de planurile Împăratului, ce planuri are Dumnezeu cu noi, că a pregătit gloria cerului să ne ducă acolo, să vină să ne șteargă lacrimile, să ne elibereze de necaz și de suferință. Lucrul acesta îți produce bucurie și dacă nu te poți bucura, trebuie să te pocăiești înaintea Domnului și să-i spui, iartă-mă, Doamne, că mă obișnuiesc numai de fermituri să mă bucur și nu mă știu bucura de planurile tale, mărețe. Când vezi purtarea Domnului, când vezi puterea Domnului la lucru, că El calcă peste dușmani, că El calcă peste orice dușman și din biruință în biruință ne îndreptăm înspre victoria finală, când ne va duce cu El. Ce ne rămâne este să-i spunem, Doamne, vrem să ne bucurăm de adevăratelea și haideți să ne ducem înaintea Domnului și dacă din inima copiilor lui Dumnezeu să ne ridicăm și dacă din inima copiilor lui Dumnezeu a lipsit bucuria într-o astfel de zi, nu numai în ziua de Duminica Floriilor, din realitatea pe care o trăiesc, spune, Doamne, iartă-mă că n-am privit înspre argumentele bucuriei poporului Tău. Și n-am știut că acestea sunt argumente suficiente să-mi trăiesc viața de credință, chiuind, sărind în sus de bucurie, lăudând pe Domnul, chiar dacă poate nu îmi lipsesc bani, nu lipsesc brăcăminte sau mâncare, sau sănătate, sau altceva. Dar este suficient și îmi sunt suficiente aceste argumente ca să mă bucur de acum și până în ziua veșniciei. Amin! Amin.